În acest weekend, handbalistele severinene au participat la primul meci din cadrul turneului Speranța. CSS Drobeta Turnul Severin a jucat cu CS Gloria Bistrița Năsăud. Meciul a fost unul aprins, iar fetele au dat tot ce au avut mai bun pe teren. CSS Drobeta Turnul Severin s-a calificat în turneul Speranța, iar primul meci s-a jucat chiar în municipiul nostru. Handbalistele severinene au întâlnit echipa CS Gloria Bistrița Năsăud, iar meciul a fost unul pe cinste. Tinerele sportive din orașul nostru dau un exemplu de pasiune, muncă și dăruire. Dragostea pentru vedeta sportului feminin, dar și dorința de a pune județul Mehedinți pe harta României în handbalul național. Ne bucură foarte tare și ne arată faptul că această activitate are viitor. Am jucat cu Bistrița Năsăud, juniare 2, am jucat primul meci Speranță, a fost bine, ne-am descurcat, am făcut un joc frumos. Ce meci urmează? Urmează cu Târgu Mureș în deplasare la el. Astăzi am jucat cu CS Gloria Bistrița Năsăud, o echipă foarte bună. Ne-am pregătit destul de mult pentru acest meci, dar am luptat până în ultimul minut. Atât s-a putut, suntem încrezătoare și sperăm ca meciurile viitoare să câștigăm. Următorul meci îl avem cu Târgu Mureș la ele, în deplasare. Sperăm să face mai bine la meciul cu Târgu Jiu. Antrenorul echipei de handbal CSS Drobeta, Cătălin Dragomir, un om implicat și la fel de dăruit acestui sport, a decis să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a transforma pasiunea fetelor în performanță. S-a adevărat, a început un nou campionat. Suntem la turneul Speranță, ne-am calificat la turneul Speranță. Suntem în grupă cu LPS Târgu Mureș și cu Gloria Bistrița Năsăud. Astăzi am întâlnit Gloria Bistrița Năsăud pe teren propriu, o echipă puternic. Fetele au muncit, atât sportivele mele au fost foarte bune, le felicit pe această cale. CS Gloria Bistrița Năsăud a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei noastre. De asemenea, fetele au fost încântate de sala polivalentă, locul unde s-a jucat meciul din acest weekend. Noi facem parte din echipa Gloria Bistrița, venim de la Bistrița. Mi se pare la Severin. Mi se pare foarte frumos, o echipă foarte generoasă și plină de viață. Fetele au fost foarte bune. Noi suntem de la Bistrița, reprezentăm clubul Gloria Bistrița 2018 și ne bucurăm că am ajuns să vedem și partea asta a țării. A fost un meci bun, zic eu. Un pic am început cu teamă, pentru că nu ne cunoșteam nici noi pe ei, nici ei pe noi, dar fetele au jucat, s-au mobilizat și le felicit pentru asta, pe amândouă echipele. Handbalul este un sport dificil, solicitant, care implică foarte multe antrenamente și muncă continuă. Tocmai de aceea, tinerele sportive trebuie apreciate și susținute pentru a-și continua pasiunea.